Haideți să continuăm tot cu artă. Va deveni și istorie la un moment dat. Probabil următoarele generații vor discuta despre această pădure ce se creează în aceste momente, pentru că vestea bună vine de la Răscăiți, acolo unde a avut loc a doua ediție de împădurire a localității, dar nu o împădurire la propriu, deși este directă, este cu copaci împletiți, ceea ce este diferită pentru spațiul nostru. Ideea a apărut unui consătean plecat peste hotare, cel care a venit cu această inițiativă, Andrei Rudenko, stabilit în Marea Britanie în această dimineață alături de noi. Bună dimineața! Dimineața! Da, din ceea ce cunosc eu, acum un an ați reușit aproximativ 100 de copaci să plantați, copaci împletiți, iar în această perioadă, de fapt, a avut loc o a doua ediție, o continuare, pentru că tot dumneavoastră menționați acum aproximativ 365 de zile că ați dori să ajungeți la cel puțin 1000 de copaci plantați. Spuneți-ne, vă rog, mult ce s-a întâmplat în acest an, câți au fost plantați și împletiți și ce urmează, care ar fi planurile de viitor? Deci, bună dimineața. De fapt, anul trecut am plantat 100 de copaci, i-am împletit și am plantat 100 de copaci, dintre care, în proporție de 70-80%, eu aș spune, s-au prins. Chiar dacă a fost un an foarte secetos, noi i-am îngrijit, au fost udați de vreo 5 ori și au reușit să prindă, nu chiar toți, dar 70%, ceea ce eu aș spune e un rezultat foarte bun. Anul ăsta, acum sâmbătă, am mai împletit, am organizat o placă unde am invitat atât sătenii cât și oricare locuitori a Republicii să vină să împletim împreună mai mulți copaci. Scopul meu a fost să împletim 1000 copaci, însă, din păcate, n-am reușit 1000, dar s-au făcut peste 300 de copaci, ceea ce aș spune eu tot este un rezultat foarte și foarte bun. Este un rezultat remarcabil, pentru că vorbim de o cantitate mare a unei activități de voluntariat în care nu doar consătenii, cum ați menționat dumneavoastră, dar și ceilalți vin pentru a împleti copacii. Până a înțelege exact ce înseamnă acești copaci împletiți, vreau să ne spuneți de unde a apărut această idee. În ce moment v-a apărut ideea și dacă cei care la momentul actual se află în Răscăiți au fost deschiși pentru a se implica în această idee? Ideea a apărut acum câțiva ani, chiar în pandemie, când mă gândeam, mai vorbeam cu unii prieteni și ziceam, uite, noi trebuie să facem ceva în sat pentru a atrage turiști. Și scopul, de fapt, final a acestui proiect este să atragem turiști pentru a dezvolta satul. Satele, din păcate, satele din Republica Moldova se distrug. Sunt case părăsite, sunt case distruse. Oamenii pleacă, oamenii migrează, oamenii emigrează și când mergi prin sate, nu știu dacă cei care locuiesc în sate observă chestia asta, dar eu când merg prin sat, mă uit, ba un gard este dărâmat, ba, și sunt mai multe chestii care pe mine m-au deranjat și am zis că trebuie să facem ceva. Scopul proiectului e să creăm o atracție turistică care, în rezultat, va atrage turiști. Iar turiștii după ei, precum că un turist când se duce undeva să călătorească, să viziteze o localitate, el merge cu bani. Practic, acest proiect va contribui la dezvoltarea localității, la dezvoltarea financiară a oamenilor din sate. Și asta ar atrage sigur și investitori, pentru că ăsta este planul pentru atragerea și de investitori. Investitorii ar crea noi locuri de muncă și atunci ar fi o repopulare, cel puțin pentru satul Răscăieți. Lucru care ar fi bine să fie întâlnit în toate localitățile rurale din Republica Moldova. Dar ați menționat adineauri, un adevăr și o realitate dură. Spuneți-ne ce sunt mai exact acești copaci împletiți, pentru a înțelege care este diferența dintre acești copaci și un copac clasic ce este plantat. Deci, în pandemie, dacă tot mă gândeam, stăteam și mă gândeam eu, ce putem să facem noi pentru localitate, să facem ceva frumos. Ultima dată când fusesem eu pe malul Nistrului, satul Răscăiți, acolo am văzut că sunt foarte mulți copaci degradați și avem spații părăsite, hai să zicem, paragini. Și am zis, băi, ceva trebuie să fie, ceva trebuie să facem noi ca să ameliorăm situația asta. Și întâmplător am observat
un copac din ăsta împletit și am zis că, uite, asta e soluția, fiindcă totuși noi avem salcie pe malul Nisului, am zis, de ce să nu folosim copacii pe care îi avem deja în a crea o atracție turistică. Deci, practic, noi ce am făcut, am luat din natură și am adus înapoi în natură. Doar că i-am împletit. Am venit cu o idee mai deosebită. Spuneți-ne, dacă acești copaci, pentru că a trecut mai puțin de un an, de fapt, din momentul în care au fost plantați primii 100, dumneavoastră ați menționat că în proporție de 70%, ceea ce ar însemna 70 de copaci, s-ar fi prins. Dacă ei vor mai crește, sau până unde se ajunge în cazul copacilor împletiți, pentru a înțelege și noi, pentru că în cazul unui copac clasic știm cu toții că așteptăm să crească, trebuie să avem grijă de el pentru că acesta la un moment dat să ajungă la maturitate. În cazul copacilor împletiți, cum e? Este exact identic. Copacul ăsta, singura diferență în copacul clasic și unul împletit, este că acest copac va avea doar tulpina împletită. În rest, este un copac ca toți copacii. Fiindcă un copac, atunci când îl împletești, îl împletești din mai multe fire, din mai multe nuiele sau lozi, așa, el, practic, lozile astea când cresc, ele se îmbină unele cu altele și avem o tulpină împletită. Atât. În rest, coroana rămâne aceeași. Și vreau să ne spuneți, fără a da nume de parteneri comerciali, fără a da numele unor persoane juridice, dacă în momentul în care ați venit cu inițiativa, pentru că ceea ce s-a întâmplat, din ce îmi dau seama, oricum necesită și anumite cheltuieli logistice, dacă consătenii, poate alți consăteni din diaspora, au fost deschiși pentru a se implica inclusiv financiar, pentru a pune la punct această pădure împletită, ce are drept scop în viitor să atragă și turiștii? Deci, inițial, proiectul am început cu sursele financiare proprii și am fost ajutat de unii prieteni. În al doilea rând, am fost ajutat de părinți, ceea ce e un lucru foarte important atunci când ești totuși susținut. Vreau să menționez foarte important un lucru, este că am fost susținut de către primărie, doamna primar, domnul Zăvoreț, care a mers, i-am povestit și a zis că noi vă putem ajuta cu ce vă putem ajuta? Cu transport, cu oamenii din cadrul primăriei. Pentru ediția a doua am lansat un apel către toți locuitorii, dar în mare parte m-au ajutat cei din diaspora. Am colectat probabil până la moment vreo 15.000 de lei, bani pe care o parte i-am folosit pentru procurarea de căldări și pentru organizare. Dar mai e nevoie de bani pentru a îngriji acești copaci, pentru că ulterior noi o să avem nevoie de plantat și e vorba de să săpăm careva groc, după aia să-i udăm. Lucru foarte important, pentru că nu știm cum va fi vara ce urmează și avem nevoie să-i udăm. De ce? Puțin, eu aș spune, o dată pe săptămână. Acum un an, în luna mai, s-a întâmplat această clacă, dacă nu mai așa la memoria. Anul trecut i-am plantat în luna mai și reușind din acest aspect, am învățat un pic din greșeli. Luna mai a fost cam târziu pentru plantat, pentru că deja rădăcinile erau prea mari și când i-am plantat, n-a fost chiar bine, hai să zicem așa. Anul ăsta am hotărât să îi plantăm cu o lună mai devreme, în luna aprilie, pentru că în acel moment rădăcinile o să fie în dezvoltare și el o să reușească să se dezvolte în pământ. Ceea ce, iarăși, învățăm din greșeli. Ați anticipat întrebarea mea, da, îmi doream să cunosc de ce s-a făcut această modificare de perioada anului. Spuneți-ne dacă pentru 2024 mai urmează și alte acțiuni, drept exemplu, poate o clacă, puțin mai târziu, spre toamnă? Va urma, cu siguranță. Următoarea clacă va fi, așa bănuiesc eu, va fi în data de 20 aprilie, atunci când o să ne întâlnim cu toți doritorii să îi plantăm, pentru că și l-am plantat. Este nevoie de oameni, dar pentru 2024, la sfârșitul 2024, urmează să ne pregătim pentru următoarea ediție, a treia ediție, când
vrem să plantăm mult mai mulți copaci. Eu totuși vreau să ajungem la numărul de 1000 de copaci, dar poate și mai mult, dacă reușim. Domnule Rudenko, sper cât mai multă lume să fie auzit în această dimineață despre implicarea civică și să facă același lucru, indiferent dacă o fac în localitatea de unde sunteți și dumneavoastră sau dacă o fac în propriile localități, pentru că sunt sigur că și în celelalte localități avem concetățeni din diaspora sau de acasă care și-ar dori să se implice, care și-ar dori să creeze zone turistice pentru a atrage și investiții, dar și o repopulare a satelor. Vă așteptăm să reveniți acasă și atunci când veniți, vă așteptăm aici în platou pentru a rediscuta acest subiect și pentru a intra și în alte detalii. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc!